Radu, care e atmosfera la lot înainte de aceste două meciuri? Este o atmosferă destinsă, suntem concentrați la antrenamentele și abia așteptăm să vină ora meciului să dăm totul pe teren. Ești deja la a doua convocare, ești unul dintre mezinii lotului. Ce ai învățat în perioada aceasta? Având în vedere că sunt colegii mei sunt mai maturi decât mine, un lucru pe care l-am învățat este ca să abordez toate lucrurile cu o maturitate mult mai mare decât cea pe care o făceam înainte. Tu și Luis Munteanu, doi jucători under 19, sunteți deja la Naționala U21. Vine din spate o nouă generație bună? Da, consider că generația 2002 are jucători de calitate și foarte valoroși și sunt sigur că împreună vom reuși să facem o figură foarte frumoasă la campionatul european de anul acesta, anul viitor. Care ți se pare cel mai greu cu echipier de oprit la antrenamente? Sunt foarte mulți jucători de calitate cu o tehnică și o viteză foarte bună care pot face mereu o diferență, așa că nu-mi vine să dau doar un singur nume. Sunt deja 8 jucători români în Serie A. Arată asta că fotbalul românesc este pe calea cea bună? Da, sunt sigur că vin din spate foarte mulți jucători valoroși și cu siguranță pe viitor vor apărea și mai mulți jucători în mai multe campionate puternice din Europa. Care e jucătorul de la prima echipă a lui Juventus care ți-a dat cele mai bune sfaturi? Acolo toată lumea încearcă să ne ajute, mai ales pe cei mai tineri, dar ca să vă spun un nume, în principal Bonci și Chiellini. Cu ei discuți cel mai mult? Da, încearcă să mă ajute și să-mi dea sfaturi mereu. Mulțumesc!